De când ești tu la Vocea României, te-a împins așa talentul să iei microfonul, să cânți, să vezi cum ar suna vocea ta? Nu, pentru că tot timpul m-am gândit cum ar fi să fiu concurent, dacă aș avea curajul să fiu concurent. Nu știu, îți trebuie foarte mult curaj, de aceea admir pe toți concurenții care vin și își asumă acest curaj. Pentru că să vii pe o scenă cu 5 scaune întoarse la tine, cu spatele, nu este ușor. Este foarte greu. Și tocmai de aceea de admirat cei care și întorc scaune și se duc mai departe. Adică e foarte greu. Normal că și pe mine mă mai apucă în duș, normal că mă mai apucă pe scena teatrului să cânt, normal că mă mai apucă, hai să zicem, la un chef cu prietenii să cânt, dar nu știu dacă sunt atât de performer. Probabil că trebuie să fiu pus în fața faptului împlinit și probabil că aș ajunge la niște performanțe, dar nu cele de nivelul Vocii României. Smiley, ce zice de partea asta muzicală a ta? Te-a auzit cântând? Da, te-a evaluat? Da, el chiar a încurajat partea asta muzicală, adică chiar mi-a spus, eu am avut o perioadă în care jucam în operetă, jucam la operetă, jucam în musicaluri, jucam în cabareturi și a zis, de ce nu mai faci? Păi nu știu, că nu s-a ivit, adică mi-e place să cânt cu muzică live, dar iarăși, repet, nu sunt la performanța marilor cântăreți, dar cum să zic eu, cu farme, cu umor, mă descurc.